Care este atmosfera în Partidul Național Liberal acum, după ce și Florin Câțu și-a anunțat candidatura la președinție? S-au Dați seama schimbat, că vorbim de tabere la acest moment în Partidul Național Liberal? nu putem să le numim și tabere, dar sunt oameni care susțin pe Ludovic Orban și sunt majoritatea cei care susțin pe Ludovic Orban și oameni care îl susțin pe Florin Câțu. Ca într-o competiție normală, deci nu e deocamdată, nu că e liniște, dar este o competiție de bun simț, nu prea s-a ieșit din tiparul normal într-un partid elegant cu oameni educați care își aleg conducător. Și sper să rămânem așa, să nu înceapă atacuri la persoană, să nu se ajungă la certuri, pentru că, indiferent de ce se întâmplă, după 25 septembrie suntem toți în același partid, va trebui să lucrăm împreună. Avem suficientă minte să-l respectăm pe cel care va câștiga, indiferent de cine va câștiga, vom respecta și vom continua să lucrăm în Partidul Național Liberal. Suntem la guvernare, cred că am trecut prin momente foarte grele în țară și s-a gestionat bine acest moment greu al României de către Partidul Național Liberal. În speță de către Ludovic Orban, că el a fost prim-ministru în cea mai grea perioadă după 89 încoace.